ediție a emisiunii Academia de Sănătate. Astăzi o avem ca invitat pe doamna conferențiar dr. Monica Dragomiră, șefa secției de oncologie pediatrică de la Institutul Oncologic București. Salut, Mâna, bine ați venit în emisiunea noastră! Mulțumesc pentru invitație și pentru interesul deosebit acordat oncologiei pediatrice de-a lungul timpului. Sigur, și poate astăzi cu atât mai mult, mai ales că Institutul Oncologic a cunoscut o frumoasă dezvoltare în ultimul timp. Specialitatea pe care o aveți dumneavoastră este, aș spune, una foarte sensibilă, în primul rând, pentru că noțiunea de oncologie, sigur, implică un anumit impact emoțional și la adult, dar probabil cu atât mai mare când vorbim de copii. Și aici, pe platforma Funden, cred că există o anumită împărțire a sarcinilor, în sensul că dumneavoastră vă ocupați în primul rând de ceea ce numim tumori solide la copii, în timp ce hematologia pediatrică, o specialitate în sine până la urmă, o subspecializare în sine, se ocupă de afecțiunile hematologice maligne. Aș începe prin a vă întreba, revenind la noțiunea de impact emoțional pe care o implică un cancer la un copil, ce se întâmplă, de ce fac la vârste așa frage de cancer unii dintre copii, care e incidența cancerului la copii, e în creștere sau în scădere în România, care sunt tendințele actuale din acest punct de vedere? Deci, ca și în cancerele adultului, în puține dintre ele putem discuta despre o etiologie, ca să spun așa, cunoscută. În primul rând, nu putem implica factorii de risc cunoscuți a avea legătură cu cancerele adultului, respectiv fumat, stil de viață, diverse substanțe cancerigene, pentru că toate acestea, pentru a declanșa carcinogeneza, au nevoie de timp. 10, 15, 20, 25 de ani. La copii nu se pune problema despre. Noi considerăm toate cancerele, noi, oncologii pediatri, toate cancerele copilului ca având o etiologie genetică demonstrată sau demonstrabilă. De fapt, cartografierea, ca să spunem așa, a tumorilor solide, pentru că eu mă refer doar la ele, este tendința actuală, în speranța că se vor găsi răspunsuri la întrebări, în speranța că se vor găsi terapii noi și vom putea asocia anumiți factori de risc genetici cu apariția anumitor cancere. Există, evident, afecțiuni congenitale cu predispoziție pentru cancere, dar nu merită menționate pentru că ele, cel puțin acum, pentru că numărul lor este foarte mic. În general, procentul pe care îl reprezintă cancerele pediatrice este în jur de 2% din toate cancerele, la un moment dat, pe un teritoriu menționat și tot cam 2% din patologia pediatrică. Dacă există o tendință de creștere, este foarte greu de spus. Dar dacă ne referim la datele în țara noastră și la datele exacte pe care le avem din Registrul Național de Cancer pentru Copii, care există și funcționează din anul 2010, noi avem cam 450-500 de cazuri noi pe an, evident, și hematologice, și de hematologie, și de oncologie pediatrică, și aproximativ 5.000 de pacienți, copii, adolescenți, cu afecțiuni maligne, fie în evoluție, fie cu finalizarea, cu tratamentul finalizat, fie cu o recădere. În orice caz, există cam 5.000 de pacienți la un moment dat la noi în țară. Dar dacă la adulți cunoaștem cu toții, au apărut programe de depistare precoce a cancerului și aplicate cu succes pot să îmbunătățească prognosticul acestei boli, se poate vorbi despre depistare precoce sau screening la copii pentru anumite forme de cancer? Nu.
Screening-ul nu este implicat în oncologia pediatrică. În oncologia pediatrică discutăm despre diagnostic precoce. Tocmai pentru că nu există stări premaligne. Screening-ul se adresează unor stări premaligne. Neexistând acestea, decât în foarte puține cazuri, nu este folosit, nu intră în una din modalitățile de reducere a incidenței sau de depistare pe termen lung. Deci nu vorbim despre depistare precoce, ci de diagnostic precoce, care sigur poate fi făcut cu cât mai multă lume, publicul larg, medicii de familie, medicii pediatri, sunt mai informați legat de primele semne de cancer la un copil. Și atunci, din cele 450-500 de cazuri noi pe an, ce tip de patologie predomine? Care sunt cele cu care vă întâlniți cel mai frecvent? Deci, pe primele locuri, în procente în jur de 25%, sunt leucemiile acute. Leucemia acută limfoblastică fiind dintre cele mai frecvente. Încă 15%, deci în ansamblu 35% maxim, o reprezintă limfoamele sau alte afecțiuni hematologice maligne, despre care cu siguranță vă poate povesti mai multe doamna profesor Coliță. Restul de 60%, 60-65% sunt tumori solid. Dintre acestea, cam 40%, deci 40% din toate tumorile solide din țară ajung la institut oncologic. Și cam 40% din ce știu eu din Registrul Național de Cancer, cam 40% din leucemii sunt tratate în Institutul Fundel. Cu ce tumori solide vă confruntați? Da. Deci cele mai frecvente tumori solide sunt tumorile cerebrale, din păcate. Procentual în jur de 20% din toate cazurile de cancer. Spun din păcate pentru că tumorile cerebrale au un prognostic rezervat, indiferent dacă apar la copil sau la adult, cu o rată de supraviețuire în prezent, indiferent unde sunt tratați, la noi sau în alte centre de referință, rată de supraviețuire globală care nu depășește 60% și în unele tipuri histologice chiar nu depășește 5-10%. Urmează, într-o ordine aproximativă, tumorile considerate specifice copilului, tumori care apar fie exclusiv la copil, fie predominant la copil, și anume neuroblastomul, tumora sistemului nervos simpatic, cu localizări extrem de variate, procentual cam 60% din cazuri apar doar la copii, nefroblastomul, tumoră renală, 98% din cazuri la copii, și retinoblastomul, tumoră retiniană, 99% din cazuri la copil. Aceste tumori sunt tumori embrionare, apar cu predilecție la vârste mici, în primii 3 ani de viață, dar, din fericire, au unele dintre ele rată de supraviețuire bună. Nefroblastomul peste 95%, retinoblastomul de asemenea peste 95-98%, la neuroblastom stăm puțin mai prost, nu. Supraviețuirea nu depășește 60%. Urmează tumorile osoase, osteosarcom, sarcom Ewing, sarcoamele de țesuturi moi, toate cu procente aproximativ în jur de 5-6% din toate malignitățile copilului și, bineînțeles, ciudățenii, cum le spun eu, tumori foarte rare. Hepatoblastomul este o tumoră rară la copil. Alte tumori sunt frecvente la adult, sunt extrem de rare la copil, dar pot să apară. Și carcinoame și tumori digestive și gastrice și intestinale, dar sigur, extrem de rar. Da,
Ce mijloace de luptă are oncologia modernă cu aceste tumori solide la copii? Care e protocolul de diagnostic și tratament? Dacă vreți, putem face câteva mențiuni și asupra diagnosticului, eventual asupra diagnosticului precoce, așa cum spuneați, cum le depistăm cât mai devreme și care sunt mijloacele de luptă pe care le avem cu aceste tipuri de tumori? Deci, unul din eforturile noastre, mă refer la toată societatea, toți oncologii pediatri, societatea noastră profesională de oncologie pediatrică, a fost îndreptat către familiarizarea, informarea medicilor de familie, medicilor pediatri și, pe cât posibil, a publicului larg asupra semnelor de alarmă în cancerele pediatrice. În tumorile solide vorbim de, dacă ne referim la tumori cerebrale, de simptome, semne și simptome banale, pornind de la greață și părsături, evident, care pot asocia semne neurologice de focar și pot atrage atenția familiei și mai ales medicilor pediatri sau de familie. Există o serie de alte semne și simptome de alarmă. Apariția oricărei formațiuni tumorale, indiferent unde este localizată, trebuie să ridice un semnal de alarmă pentru familie și pentru medic. Și din fericire am observat în ultima vreme că ceea ce ne-am propus legat de diagnostic precoce, respectiv consultul de oncologie pediatrică, este din ce în ce mai mult solicitat și practicat de medicii de familie. Am vrut să transmitem oamenilor că nu trebuie să le fie frică să se adreseze oncologului pediatru pentru o suspiciune pe care o au ei sau medicul lor de familie, pentru că vin la noi pentru a înlătura suspiciunea de cancer, nu neapărat pentru a o confirma. Există și alte semne și simptome de alarmă, dar din cele mai importante le-am menționat. Dacă ne referim la ce putem face pentru, mă bucur că am ocazia să spun că în prezent Institutul Oncologic este acreditat de Societatea Europeană de Oncologie Pediatrică ca centru european de referință pentru oncologie pediatrică tumori solide, lucru care de altfel este valabil și pentru Institutul Fundeni, pentru secția de hematologie de acolo. Asta înseamnă că avem recunoașterea internațională că putem trata pacienții la fel ca în orice alt centru de referință din Europa. Mai mult, pe lângă faptul că am căpătat această recunoaștere a posibilităților de tratament, avem și posibilitatea de a colabora ușor și de a colabora atât în ceea ce privește diagnosticele dificile, cât și a tratamentelor multidisciplinare cu alte centre din Europa pentru puținele situații, pentru că au rămas puține în ultimii ani, în care avem nevoie de ajutorul lor. E vorba în special de intervenții chirurgicale care implică echipe multidisciplinare, care încă nu sunt formate la noi în țară. Dar cazurile sunt foarte puține. Sau cazuri care necesită combinații între intervenții chirurgicale dificile asociate cu chiriterapie interstițială sau radioterapie intraoperatorie, astfel încât nu avem în țară la dispoziție așa ceva, dar avem posibilitatea de a ne trimite pacienții pentru aceste secvențe de tratament oriunde este nevoie. Colegii ne primesc, ne ajută și ne primesc cu drag pacienții. Asta e important de știut, mai ales că trebuie făcută o precizare suplimentară și anume că România, statul român, guvernul, Ministerul Sănătății sau Casa Națională de Asigurări sau amândouă finanțează aceste trimiteri în străinătate. Absolut. Deci nu discutăm, sigur, există două categorii de familii de pacienți. Cei care vor să plece oricum. Da. Nu au încredere în sistem, nu au încredere în noi, cred că în altă parte este mai bine
Și categoria la care mă refer eu, cea care are chiar are nevoie, pacient chiar care are nevoie, la un moment dat, de o secvență de tratament pe care noi o putem oferi. E, în acel moment, aș vrea să știe oricine ascultă emisiunea dumneavoastră și să transmită mai departe, ne ocupăm personal de relaționarea cu clinicile din străinătate, de acceptul, de prezentarea pacienților, de deciziile terapeutice în tumor board-ul care îl facem împreună cu colegii noștri și de trimiterea acestor pacienți în centrele respective cu documente, fie prin Casa de Asigurări de Sănătate, dacă este o procedură care s-ar putea face în țară, dar nu poate fi făcută dintr-un anumit motiv, fie prin documente prin Ministerul Sănătății pentru lucruri care nu pot fi posibile în țară. Nu sunt multe aceste cazuri, dar întotdeauna trimitem pacienții unde este nevoie pentru a nu știrbi nici o fărâmă din șansa lor de supraviețuire pe termen lung, să spunem vindecare, pentru că ne place foarte mult termenul de vindecare, un pic mai greu agreat de colegii oncologi, dar deja avem supraviețuitori care au acum 45-50 de ani, au copiilor sănătoși, mi-e greu să nu spun că sunt vindecați de cancer. Da, asta era una din întrebările pe care voiam să vi le pun la un moment dat, ținând cont că secția pe care o conduceți a fost înființată în urmă cu 35 de ani. Dacă aveți, desigur, aveți deja adulți pe care i-ați tratat atunci când erau copii și care au supraviețuit acestei boli nemiloase până la urmă și extrem de emoționant într-un fel sau cu impact psihic important asupra familiei, asupra colectivității din care provine copilul și care totuși iată supraviețuiesc ani îndelungați, nu? Absolut, absolut. Și supraviețuitorii cu care ținem legătura, pentru că rămânem parte din familia lor. Sunt cei care, de fapt, ne susțin psihologic ca să mergem înainte. Și să trecem peste situațiile în care rezultatele nu sunt cele mai fericite, dar în care putem da o mână de ajutor întotdeauna. Sigur, avem mulți supraviețuitori. Să nu uităm că rata de supraviețuire în cancerele copilului la noi în țară este 79% versus 81-82% cât este în Europa. A fost o mare bucurie când am aflat primul studiu de supraviețuire care a fost făcut în urmă cu 2-3 ani, pe o perioadă de 10 ani, după 2010, pentru că chiar aveam emoții. Cu siguranță acum, cred că rata de supraviețuire este puțin mai mare pentru că avem mai multe posibilități de tratament. Da, revenind la ce spuneați dumneavoastră, aș vrea să subliniez un lucru pe care l-ați spus și emisiunea aceasta are menirea să informeze publicul cu lucruri care să fie de folos celor care s-ar afla cumva într-o situație în care au nevoie de informații. Și această informație e foarte prețioasă, faptul că dumneavoastră vă gândiți întotdeauna să obțineți cel mai bun rezultat pentru copii, pentru copilul care a avut nefericirea să aibă această boală și să aibă acest diagnostic. Și asta înseamnă că atunci când dumneavoastră considerați că cea mai bună șansă e undeva în străinătate, i-o oferiți. Mai aș permite să spun că acest lucru poate că se întâmplă ceva mai des în mediul pediatric decât la adulți, pentru că poate unul din motivele de trimitere e, să spunem, aparatură de ultimă oră sau de super performanță care nu există în România. Asta ar putea fi unul din motive. Al doilea motiv însă este că rezultatele în anumite cazuri complexe și dificile, rezultatele sunt mai bune în centrele în care se acumulează mai multă experiență. Ori, chiar dumneavoastră ne-ați spus și slavă Domnului că lucrurile stau așa, patologia malignă a copilului reprezintă un procent mic din patologia oncologică generală.
aș spune că e un lucru bun, pentru că chiar acest mic procent, așa cum spuneam, are un impact emoțional foarte mare, dar faptul că e atât de mic nu permite acumularea de experiență suficientă în anumite centre și pot să vă spun că extrapolând, acest lucru se întâmplă și în transplantul hepatic, de exemplu, și nu iau exemplu României aici, iau exemplu Franței. Cred că am mai spus în emisiune lucrul acesta, am permis să-l repet, un coleg de acolo îmi spunea că nu știe cum se face, dar până la urmă copiii francezi pentru transplant tot în Belgia ajung. De ce? Pentru că Belgia și-a făcut o preocupare specială din acest tip de operație și atunci concentrarea de cazuri permite rezultate mai bune și e normal ca o bună parte din copiii care au nevoie de acest procedeu să ajungă acolo. La fel se întâmplă și în patologia malignă. Numărul foarte mic de cazuri nu permite o acumulare de experiență foarte mare decât în anumite centre care le concentrează. Și aceste centre uneori se găsesc în afara României, iar dumneavoastră aveți generozitatea și Ministerul Sănătății din România acceptă să trimite acești copii acolo unde beneficiază de cea mai bună șansă, așa cum ați spus. Revenind de la oncologia pediatrică, dumneavoastră vă ocupați în mod specific de partea de chimioterapie și mi-aș permite să vă întreb ce noutăți au mai apărut, dat fiindcă la adult au fost progrese imense odată cu apariția terapiilor țintite și mai ales a imunoterapiei. Ce progrese s-au făcut în tratamentul oncologic al copiilor pentru diverse tipuri de tumori solide, ținând cont și de faptul că există destule efecte adverse ale acestor tratamente și mai ales la copii ele pot să fie foarte marcate. Da, din păcate, terapiile țintite nu au intrat în uzanța terapiilor oncologice pentru copil. Sunt unele dintre ele care ar putea fi utilizate și în oncologia pediatrică și în unele centre din Europa sunt utilizate cu rezultate foarte bune, dar toate off-label. Termenul de off-label în afara indicației terapeutice poate să pară la prima vedere nesemnificativ. El are însă foarte multe implicații. Nu e vorba numai că nu îl putem folosi, dar implică multe responsabilități din partea medicului, din partea familiei, pe de o parte, și pe de altă parte din partea statului, ca să spun așa. Să explic despre ce este vorba. Deci avem două categorii de medicamente off-label oncologice care am putea sau am vrea să le folosim la copii. Avem situația în care e vorba de un cancer hepatic identic cu cel al adultului la un adolescent care n-a împlinit încă 18 ani. El nu are acces gratuit la medicații. Pentru că, legal, conform legii, casa de asigurări nu poate să compenseze un medicament care nu are în prospect indicată vârsta sub 18 ani. Asta este una din categorii. Nu sunt foarte mulți pacienți, dar nu pot să spun că nu există și avem mari, mari probleme de tratament pentru aceștia. Melanomul este din ce în ce mai frecvent, au apărut cazuri destul de multe sau au ajuns la noi de melanom la adolescenți, 15-16 ani, dar nu încă 18 ca să aibă acces la toate terapiile pentru melanomul malign. Din fericire, evoluția este un pic mai bună la copii și n-am avut cazuri nefericite, dar este un exemplu. O altă categorie sunt terapii țintite pentru cancer broncopulmonar, pentru diverse tipuri de cancere ale adultului, care au, evident, o anumită anomalie genetică și o moleculă țintă, moleculă care se găsește și într-un cancer al copilului, în unele dintre ele. Acolo rezultatele ar fi excelente, dar din nou nu le putem folosi pentru că nu este legal. Spuneam de implicațiile utilizării unei medicații off-label legate de medic.
a utiliza un medicament care nu a trecut prin toate studiile clinice, care să stabilească foarte clar care sunt dozele eficiente, care sunt dozele toxice. În urma unor studii de farmacocinetică, este foarte greu să știi la ce efecte secundare te poți aștepta de la medicamentul respectiv. Și atunci nu este doar o reținere pur și simplu, ci teamă de a nu face rău pacientului, neștiind exact cum să umbli, ca să spun așa, cum să folosești acel medicament. Dacă vrem să exagerăm puțin, medicul poate să intre și poate fi acuzat la un moment dat și de malpraxis, dacă utilizează un medicament neconform cu prescripțiile medicale ale fabricantului. Deci progresele acestea sunt, din punctul acesta de vedere, sunt mici. Însă, mă rog, ca imunoterapie există una singură bine stabilită și cu rezultate excelente în neuroblastom. Este vorba de dinutuximab, care este un medicament scump, dar disponibil în țara noastră. Noi acum putem trata neuroblastomele conform standardelor europene, tratamentul formelor cu risc înalt, implicând la un moment dat secvență de chimioterapie cu doze mari și transplant celule stem, secvență care se face alături la vecinii și prietenii noștri din Fundeni, în Clinica de Hematologie Fundeni, după care urmează tratamentul de consolidare cu acest imunoterapic care, conform studiilor recent publicate în urmă cu un an, a crescut șansa de vindecare a acestor copii cu 20%. Asta legat de terapiile noi. În rest, au apărut în ultimul an protocoalele noi, standardele internaționale europene. Mă refer în primul rând la cele europene, ale Societății Internaționale de Oncologie Pediatrică pentru tumori solide și nu numai, pe care le utilizăm. Sunt mai mult decât fericită că putem face tot ceea ce pretinde un standard actual de tratament în orice tumoră solidă. Și, practic, pașii care s-au făcut în ultimii ani a fost de a găsi variante noi terapeutice, variante noi de chimioterapie, variante noi de combinații între intervenții chirurgicale dificile cu radioterapie pentru control local, controlul local al tumorii și la copii, ceea ce evident a crescut rata de supraviețuire globală și crește speranțele tuturor oncologilor pediatri. Un exemplu de localizări dificile care le trimitem în străinătate și pentru că nu avem posibilitatea în țară și de succese, să zic, terapeutice combinate din ultimii ani, e vorba de cancerele, sarcoamele de țesut urmoi, de prostată și de vezică urinară, care există și la copiluți. Copiluți de un an și jumătate, 2-3, și la care intervenția conservatoare implică și chiriterapie interstițială și tratament combinat în afară de chimioterapia care o putem face aici înainte și după intervențiile chirurgicale. Da, pentru că ați deschis discuția despre tratamentul local și ați menționat chiriterapia interstițială, mi-aș permite să vă întreb ce alte forme de tratament al unor formațiuni localizate și care pot fi distruse, controlate prin mijloacele pe care le folosesc colegii din zona radioterapiei, diverse tipuri de iradiere, diverse alte tipuri de distrucție a acestor tumori. Ce posibilități are România din acest punct de vedere? Orice. Deci putem face orice tip, putem, se poate face în țară, nu noi în institut, se poate face în țară orice fel de radioterapie, orice fel de, oricât de sofisticată ar fi. Mă refer la radioterapia cu foton.
radioterapie cu proton, evident că nu există la noi în țară, evident, mă rog, nu există la noi în țară. Îi simțiți lipsa? V-aș întreba de exact. Pentru că e scumpă și nu e ușor de introdus și atunci în ce măsură sau ați trimis în străinătate cazuri pentru radioterapie cu protoni? Am trimis ori de câte ori colegii noștri radioterapeuți în comisia noastră de indicație terapeutică consideră că pentru o anumită localizare este mai potrivită iradierea cu protoni. Există câteva, nu toate însă. Radioterapia cu proton e o gogoriță, zic eu, care acum a intrat în mintea mult prea multora, crezând că este sumum de tot ceea ce este nevoie în cazul unui cancer la copil. Repet, este adevărat doar în anumite localizări. Dar, practic, 80-90% din cazurile care necesită radioterapie pot face în țară orice formă. Formele moderne, cele mai performante de radioterapie standard, radioterapie cu intensitate modulată, radioterapie. Există multe centre în București, există multe centre în țară. O mare durere a mea este că încă nu putem face în Institutul Oncologic radioterapie cu sedare. Acum o săptămână însă, una-două săptămâni, a anunțat Institutul Oncologic Cluj că poate oferi serviciile de radioterapie cu sedare la copii și vom trimite acolo piticii care au nevoie de așa ceva. Am colaborat în ultima vreme în București foarte bine cu clinica Neolife, unde există un medic anestezist dedicat și care ne-a acceptat copiii pentru radioterapie în ultimii peste 5 ani. Deocamdată este într-o pauză această colaborare, o să vedem dacă o să putem și poate o să reușim să atingem și dezideratul de a face în Institutul Oncologic radioterapie cu sedar. Da, aici ați atins o altă problemă care completează cumva tabloul pe care l-ați descris de-a lungul acestei discuții și care pleacă de la ideea de a-i oferi copilului cea mai bună șansă oriunde și ați vorbit despre faptul că unii dintre acești copii sunt trimiși în străinătate. Iată că în unele cazuri se colaborează cu sistemul privat. Și am spus de multe ori în această emisiune că sistemul privat, după mine, completează în mod fericit, a spune sistemul public. Există încă un fel de animozitate nejustificată, de altfel, împotriva acestui sector, care, iată, câteodată e chiar salvator. A fost singurul loc în care ați găsit soluția pentru a rezolva această problemă. Și revenind, ambele sisteme se completează oferind fiecare ce poate să ofere, dar împreună ajungând să ofere pacientului ceea ce numim cea mai bună șansă. Și împreună, evident, și cu clinicile din străinătate, atât cât se poate oferi unui pacient cu o boală atât de gravă, trebuie să încercăm să-i oferim astăzi. Și ajung la ultimul palier de tratament, care este cel al chirurgiei, după cum evident toată lumea bănuiește. Cum colaborați cu clinicile de chirurgie pediatrică pentru rezolvarea cazurilor acestor copii? De-a lungul timpului, mă rog, am colaborat cu toată lumea, dar pentru echipele noastre multidisciplinare am apelat la secțiile și la colegii din Spitalul Marie Curie și Grigore Alexandrescu. În ultimii ani însemnând cel puțin 3 sau 4 ani, colaborarea cu Spitalul Grigore Alexandrescu, cu doamna conferențiar Bălănescu, echipa domniei sale și echipele de acolo au dominat relațiile noastre cu chirurgii în procent de peste 90% din cazuri. Adică primim pacient din altă parte, primim de oriunde, dar în momentul în care am vrut să punem bazele unei echipe multidisciplinare, ne-am oprit în mod deosebit la colaborarea cu Spitalul Grigore Alexandrescu, care am înțeles că au făcut recent, au pus bazele și unui compartiment și secții, mă rog, disponibilității de transplant hepatic, ceea ce m-a
bucurat foarte mult, dar colaborarea cu doamna conferențiar și echipa domniei sale și a tuturor medicilor de acolo a fost extraordinară, în sensul că am putut nu numai discuta cazurile, am putut depăși câteva orgolii, cred eu, chirurgicale, astfel încât dialogul a fost extrem de deschis. Poate că l-am început între două femei, dar a continuat foarte bine și în prezent, și nu în prezent, dar de peste 3 ani, discutăm orice caz din momentul în care apare. Apare la ei, imediat îl discutăm împreună. Sau altfel spus, am reușit performanța ca pacienții să nu fie operați atunci când nu trebuie. Sau altfel spus, să fie operați atunci când este momentul conform protocolului, standardului de protocol internațional, ceea ce este mare lucru. A fost unul din dezideratele noastre și obținut destul de greu, destul de greu. Dar am avut colaborări extraordinare. Da, în mod normal, și în cazul oncologiei pediatrice, abordul trebuie să fie același ca și în oncologia de adulți, și anume deciziile terapeutice și planul terapeutic trebuie stabilit de o echipă multidisciplinară. La adult e chiar o regulă bine stabilită. Ceea ce spuneți dumneavoastră, ceea ce descrieți dumneavoastră, seamănă cu o echipă multidisciplinară, deocamdată de la distanță, e bine și așa, pentru că există în ziua de azi, măcar cu atât să beneficiem de pe urma pandemiei, cu comunicarea prin Zoom, prin aceste mijloace foarte moderne, permite organizarea unei ședințe multidisciplinare, unui MDT, cum se cheamă la adulți, Multidisciplinary Team, care e aproape obligatoriu, aș spune, pentru decizii în oncologie. Domnule profesor, e foarte, ați spus, la distanță. La distanță, dar nu distanță chiar atât de mare. Suntem totuși în București, distanțele nu sunt chiar atât de mari. Sunt voci care spun că este mai bine ca toate specialitățile implicate în oncologia pediatrică să fie la un loc. De acord, este un deziderat bine de atins. Și iată, un exemplu excelent este Spitalul Marie Curie, care are aproape toate posibilitățile de intervenție chirurgicală și nu numai, deci mai multe specialități chirurgicale, chimioterapie, și vor avea în curând, vor deschide spitalul nou, vor avea și radioterapie. Dar să nu uităm că performanța nu este întotdeauna într-o singură instituție. Pe de altă parte, localizările extrem de frecvente, am spus tumori cerebrale, asta înseamnă neurochirurgie, am spus sarcoame în regiunea feței și gâtului, înseamnă chirurgie orele, chirurgie oromaxilofacială, bun, chirurgie generală, chirurgie toracică, ortopedie, deja am înșirat câteva specialități care este greu să existe cu echipele cele mai performante în același loc. Și atunci cred că corect este ca echipa multidisciplinară să existe, să comunice perfect, astfel încât pacientul să fie îndrumat exact când trebuie către secvența terapeutică care îi este necesară, indiferent unde este aceasta, sigur, pe teritoriul unui oraș, nu chiar la distanțe foarte mari, decât dacă e cazul în străinătățuri. Da, eu îmi permit să vă recomand comunicarea prin Zoom. Noi, de exemplu, în Institutul Fundeni o folosim, deși suntem în clădiri învecinate, în aceeași curte, să spun, dar e la modă și simplifică și câștigă timp până la urmă, așa că, mai ales în cazul comunicării între spitale care nu se află exact în același loc, chiar dacă sunt în același oraș, comunicarea prin Zoom economisește timp. O ultimă întrebare ar fi legată de faptul că vorbim de copii și am spus de mai multe ori în cursul acestei discuții că asta implică aspecte emoționale cu totul speciale. Cum gestionați această parte specială a
disciplinei pe care o practicați sau în care profesați de o viață, în sensul că aveți un psiholog care încearcă să gestioneze acest impact emoțional asupra copilului și familiei, apelați la serviciile unor specialiști în domeniu sau o faceți dumneavoastră personal cu experiența pe care o aveți? Și una și alta. Slavă Domnului că avem psihologi de peste 10 ani și noi și Clinica Funden beneficiază de suportul unor asociații recunoscute și nu numai pe plan național, ci și internațional. E vorba de asociația Pavel, Little People și altele, care ne-au pus la dispoziție psihologi mai mult decât ne poate pune institut, adică unul. În străinătate am văzut cam un psiholog la 2-3 copii. Asistența psihologică este nevoie și pentru pacient. Fiecare pacient, în funcție de vârstă, are nevoie de un alt tip de asistență psihologică, dar să nu uităm mama. Să nu uităm mamele care stau luni întregi, separate de familii, separate. Deci sunt atât de multe aspecte care trebuie să gestionate, aspecte psihologice, dar și sociale, de probleme sociale pe care le implică internările lungi. Să nu uităm că internarea, tratamentul unei tumori solide înseamnă un an, ca să nu mai discute leucemii, un an și jumătate, doi, asta dacă lucrurile merg bine, dacă apare o recădere, mai mult și așa mai departe. Deci, avem, slavă Domnului, echipă multidisciplinară. Când spun multidisciplinar, mă refer nu la medici, la specialitățile medicale, ci psiholog, asistent social, școală de spital. Școala de spital e bine de spus că are peste 3 ani de când este recunoscută la nivel național. Deci copiii nu pierd școala. Există o anumită formă, este la formă la distanță, dar sunt înscriși în această formă de școală de spital. Iar sigur că suport psihologic oferă și medicii, pentru că în felul nostru putem face acest lucru și o facem altfel decât o face orice psiholog. Pacientul se uită la noi altfel decât la oricare altă persoană din jur, că este asistentă, că este psiholog, că este asistent social sau oricare alt voluntar vine și vrea să dea o mână de ajutor. Rolul medicului în oncologia pediatrică este extraordinar de important. Este important din momentul în care comunici diagnosticul și ce urmează unei familii care are un copil cu cancer. Este important cum îl asiști de-a lungul timpului. Noi avem o relație specială cu ei și așa cred eu că sunt toți oncologii pediatri și de la noi și vecinii din Funden și nu numai, pentru că nu se poate altfel. Ei au nevoie de suport tot timpul. Telefoanele noastre sunt deschise tot timpul pentru că trebuie să știm ce se întâmplă tot timpul cu copilul și nu în ultimul rând, pentru un suport psihologic de care au nevoie. Știu că suntem undeva permanent în legătură cu ei. Da, profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte interesantă. Sper că a fost de folos și celor care au ascultat-o și celor care au urmărit-o și vă mai așteptăm în emisiunea noastră. Cu mare drag, vă mulțumesc mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc.